O mulțime de deveni, dar numai, au luat cu asalt luni seara Parcul Cetății. Timp de 3 zile se desfășoară cea de-a doua ediție a Festivalului de Folclor al Cetății, manifestare care transformă Deva în capitala muzicii populare românești. Numerosul public prezent a avut parte încă de la început de o frumoasă surpriză oferită de gazde. Ansamblul Silvan al Centrului Cultural Drăgan Muntean, care a deschis festivalul oferind un dans în premieră. Pe scenă, alături de dansatorii și orchestra de la Silvana, au mai urcat Mariana și Adriana Angel, Sebastian Stan, Felicia Stoian, Nicolae Cristea, Bogdan Toma, Lorena Pascu și Amalia Otea, prestațiile acestora stârnind ropote de aplauze. Nucule cu frunza mare, la 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 la, cinereța-i trecătoare, la 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 la, oaia și mânelui, la 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 la, e ca floarea câmpului, la 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 la, și se trece către apus, la 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 la, mai ce ani ce s-a dus, la 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 la. Tot cu această ocazie au fost premiați membrii ansamblului Silvana, care sunt veritabili ambasadori ai Devei, dar și oaspeții de seamă din prima seară a Festivalului de Folclor al Cetății, ansamblul artistic Baladele Deltei din Tulcea. Și programul oaspeților din Dobrogea a fost unul de înaltă ținută, aceștia avându-i ca invitați pe Ciprian Roman, Ovidiu Homorodean, Georgeta Nichifor, Laura Mocănița, Cornel Tanasov și Iliana Ferraru. Vin pescarii de la baltă, de la Dunăre, când coboară toți din barcă, apa-i tulbure. Vin pescarii de la baltă, de la Dunăre, când coboară toți din barcă, apa-i tulbure. Cămășile sude tare, fețele sarse de soare, de soare și de furtună, că-ți plecați de-o săptămână. Hai pescari, pescari, trage mai la mal, trage repede, adu peștele.
Festivalul de folclor al cetății este organizat de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din Reședința de Județ, iar organizatorii reamintesc că mai sunt două seri de excepție. În primul rând vreau să îi mulțumesc Primăriei Municipiului Deva, Consiliului Local și domnilor consilieri și domnului primar Nicolae Florioancea pentru că întotdeauna au votat pentru cultură, au sprijinit tot ceea ce organizăm prin cadrul Centrului Cultural Drăgan Muntean, instituție în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva. Și vreau să le mulțumesc pentru sprijinul pe care ne-l-au dat de fiecare dată. Pentru toate evenimentele pe care le aducem aici în fața dumneavoastră, fie că este festivalul de folclor, fie că este festival de folk, fie că este festival de jazz sau festival de film, toate aceste evenimente sunt făcute pentru dumneavoastră, pentru a vă descreți frunțile și pentru a vă simți bine alături de artiștii pe care vă aducem aici seară de seară și weekend de weekend, lună de lună, în fiecare an. Vă mulțumim că sunteți și în acest an alături de noi, număr atât de mare. Ne bucură tare mult prezența dumneavoastră și vă așteptăm și celelalte două seri care vor urma alături de celelalte ansambluri venite din țară pentru a vă aduce în fața dumneavoastră frumusețea valorilor și a tradițiilor din zonele pe care le reprezintă fiecare. Astăzi, în a doua zi a Festivalului de Folclor al Cetății de la Deva, vor urca pe scenă, începând cu ora 18, ansamblul profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu și ansamblul folcloric național Transilvania din Baia Mare și numeroși soliști, printre care Gheorghița Nicolae, Liliana Laichici, Alexandru Pugna sau Cristian Fodor. Intrarea publicului la eveniment este liberă.